Sorry, vedi se sta campanile, convidoci. No, non sento campanile. È una ora che sono qui. Ciao. Trovato qui, dai. Trovatemi. Niente, questo servizio va a servizio per farlo per fare un po'. Se tu non dai la figata, la uva, questo vuol dire che andiamo a fare. Byla trej dně vápy, mezi těch pauzy, tou zgomo, tou kezu těvá, těvá. Dně vápy, mezi novinká se těla, tak bylo dorný. No. Já se říkám, že byla trej pauzy, tak byl nůžky v kům. Když říkám, že byla činčo je šit. Parke, a se říkám, že byla to kamera. Byla činčo, jenom on bájem, on bát byl. Nemám auzit nimic. Da, aveți camere? Se vede ceva pe cameră? Este camera aici și se prinde până acolo. Noi acolo, la vulcanizare. Și s-a văzut cineva care a încercat să forțeze ușa pe cameră? S-a văzut, sigur. Pe cameră. Și aici și acolo. Prima dată a văzut acolo, după aia aici. Dar nu a reușit să intre nicăieri, nu? Poftim? Nu a reușit să intre nicăieri. Ba da. O intrat? Nu, a intrat. Și a furat ceva? Eu cam dată nu cred. Aveai loc pe mine, a scos-o din căruțul ăla care scot pe afară din stand și-o pus-o lângă ușa acolo. Ea cu aia am sesizat prima dată. Zice, băi, dar aveai loc pe mine acolo cu minți. Și după aia am sesizat, că ușa deschisă larg. Asta o am găsit deschisă larg dimineața când am venit-o la... La 7:30 am venit aici afară. Asta din coastă. Era deschisă larg, așa cum o vezi acum. Dar cu ce vrei să facă, cu ce ai? Nu știu, că nu, e numai cât să vede. Încearcă să intre eu. Să fac și un zoom, știi, dar rămâne mai... O, e bine așa. Cred că să pot face mai multe, dar nu știu că e bine.
Atâta? Nu, că după aia intră Nicolo, de fapt a intrat efectiv. Mă, că se vede cât se vede. Asta e tot pe acolo, știi? Traversea lucru... Și în viza când a intrat, când a ieșit, a uitat să închidă ușa. Am văzut că ați povestit ce ați asta. Ce s-a văzut pe imagine? A intrat în vulcanizare? Da, deci au forțat prima dată ușa asta de aici, de la Loto, nu au putut deschide și au forțat la vulcanizare. Au vulcanizat de două, trei ori și au deschis ușa. Păi, au stat vreo trei ore, s-au odihnit. Nu aș primi, ca șeful m-a sunat dimineață, pe mine și pe colegul să vinim că s-au spart vulcanizare. Dar nu lipsește nimica. Deci, a intrat, a dormit și a ieșit și a plecat. Deci bănuiesc că n-au putut să stai acolo de la 2 jumate când a intrat și până la 5 și 12 minute când a ieșit. Altceva nu cred că nu cred că a făcut.